Deputatul hunedorean Iulius Firțac, secretar al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, speră ca bugetul României să fie aprobat până la sfârșitul acestui an. Acesta nu poate fi încă structurat, deoarece nu se știe exact cum se va calcula și care va fi plafonul privind impozitul pe proprietate, știind fiind faptul că primarii nu sunt de acord cu propunerile guvernului. Primul pas făcut de parlamentari în vederea elaborării legii bugetului pentru anul viitor a fost întâlnirea cu reprezentanții Băncii Mondiale, instituție care s-a oferit să elaboreze un algoritm bazat pe realitățile din România în vederea evaluării cât mai exacte a proprietăților și stabilirea corectă a impozitării acestora. Discuția a fost axată pe modul de calculare și modul de gândire a impozitului pe proprietăți. Cum se calculează valoarea proprietății și cum se calculeze mai departe Guvernul României impozitul pe proprietate pentru a putea să traseze direcții pentru primării, pentru că, bineînțeles, primăriile sunt cele și consiliile locale sunt cele care votează și decid într-o arie oferită de cadrul legal cât să fie impozitul pe proprietate. Asta facem acum. Mai departe, noi așteptăm draftul de la guvern și când vine draftul pe legea de buget de la guvern, atunci putem vorbi concret pe aspectele legate de fiecare minister în parte, fiecare finanțare pe educație, sport, apărare și mai departe. Dar acum, în Parlament, am avut săptămâna acestea întâlniri cu Banca Mondială și Banca Mondială își dorește să vină cu un sprijin, cu un algoritm prin care să ne ajute să vedem cum evaluăm cel mai bine proprietățile în vederea unui impozit real și, atenție, legat de realitățile din România, pentru că, să nu uităm, România are peste 90% grad de proprietate. De ce nu se rupe coaliția de guvernare? Ce proiect pregătește Parlamentul pentru tinerii din mediul rural? Și ce se va întâmpla dacă primarii nu pun osul la treabă, aflați astăzi de la ora 16:30, urmărind pe 1 TV emisiunea de la A la Z.